Deci, cum observi, se pot formula exerciții destul de frumoase în legătură cu chestiunea asta. Hai să mai facem încă unul, să mă convingi că ai înțeles. Ne-am ocupat de funcția de gradul 1, funcția de gradul 2. Ce, cu ce lucruri rămânem? Funcția de gradul 1, graficul său este o dreaptă, iar funcția de gradul 2 are graficul său o parabolă, că are două ramuri, nu? Și un vârf. Coordonatele vârfului sunt minus b pe 2a și minus delta pe 4a. Și uneori acesta e un punct de minim și alteori un punct de maxim. Când este punct de minim, adică cu vârful în jos și ramuri în sus, când a e mai mare ca 0. Când este punct de maxim, când tocmai invers se întâmplă. Adică a este mai mic ca 0. Da. Să zicem la o funcție f de x. Așa, f de x egal cu, să scriu aici pe niște, f de x egal cu m minus 3 de mulți cu x plus 2 m minus 1 aici x pătrat ori x plus m plus 2 m plus 2. Vezi, aici am pus toți coeficienții dependenți de m și a și p și c. Să se determine m. Știm că funcția de mai sus admite un maxim. Așa, admite un maxim de valoare 7. Deci, maximul este 7. Cum ai de gând să te apuci de treabă la inițiul ăsta? De ce propui? Dar ce am spus eu? Că admite un? Un maxim de valoare 7. Un maxim. Da. Dar dacă vorbesc și am pronunțat cuvântul maxim. Când admite un maxim? Am zis un asta mai mic ca 0. Cine? Funcția. Nu funcția. Păi, citește acolo, că sunt lucruri spuse. Au mai mic ca 0. Au! Au, da. Adică cine ia în cazul nostru? E M. Nu e M. Coeficientul lui X pătrat. Cine ia? E minus 3. E minus 3, e altă poveste. Sigur că da. Tot ăsta de aici. Ăsta e au. Deci există și vorbești de maxim, nu? Da. Maxim din F de X. Dacă și numai dacă A este mai mic ca 0. Asta este echivalent. E minus 3 mai mic ca 0. Da. Știi ce înseamnă? Cu M mai mic ca 3. Așa. Adică M aparține pentru interval. M aparține de la minus infinit 3. Deci pentru, am rezolvat-o. Pentru că am pronunțat cuvântul minim, un maxim, pardon. Am pronunțat cuvântul maxim. Obligatoriu trebuie să ne gândim la valorile lui M de la minus infinit până în 3. Și mai departe am spus, are o valoare cât? Cât este valoarea? 7. Valoarea maximului. Da? Da. Deci am mai precis, dacă max din F de X, maximum, cea mai mare valoare a Y-ilor care sunt furnizați de funcția asta, cea mai mare valoare este egal cu 7. Ce ce ar însemna? Ce? Cine este maximul? Care e valoarea? De cine este dat maximul? Care e formula maximul?
minus B supra... Asta e X-ul pentru care se atinge. Dar valoarea maximului este... sau minimului, același lucru. E minus delta pe 4 am. Y-ul cum acela. Deci echivalent cu a spune că minus delta supra 4 am este egal cu 7. Ceea ce ar însemna... Așa am spus, are un maxim, așa am pronunțat, da? Are un maxim, când am zis maxim, gata, cer, au o să fie negativ, de valoare 7. Adică minus delta pe 4 a egal cu 7. Deci am spus aceste două lucruri. Are un maxim, adică tu știai, trebuia să spui coeficientul lui x pătrat, a o să fie negativ, și de valoare, trebuia să știi cine e valoarea maximului. Minus delta pe 4 a egal cu 7. Și acum traducem echivalent. Cu minus delta egal cu 7 ori 4, 28 a. Nu așa vine? Da. Ce ar însemna echivalent cu cine delta, adică minus pe lângă, în paranteză, b pătrat minus 4ac, să fie egal cu 28 a. A, 28. Da? Ce ar însemna echivalent cu minus pe lângă B-ul este M-1. B-ul este 2 pe lângă M-1, da? Deci 2 pe lângă M-1 la pătrat. La pătrat, de paranteza asta rotundă. Deci 2 la pătrat 4, 2, 2 la pătrat și M-1 la pătrat. Minus, mai departe, 4 ori A, A cine este? M-3. M-3. Orice care este cât? Ori M+2. M+2. Da? Ori M+2. Echivalent cu? Cum să fie egal mai departe, toate chestia asta, minus pe lângă B4, minus 4, ce să fie egal cu 28? Cum așa vine? Asta era. Minus pe lângă B4, minus 4, ce e egal cu 28? 28. A. 28. A-ul care este cât? A-ul. E minus 3. Deci 28 pe lângă E minus 3. Și ar fi... Acum, mai departe, echivalent. Hai să scriu pe aici undeva. Echivalent. 2 la 2. 4. Dar îmi rămâne minus în față, da? Minus. 4 pe lângă. E în pătrat minus 1 la pătrat, să ridicăm pe formula binomului repede. E în pătrat minus 2M. E în pătrat minus 2M plus 1. Așa. 2M plus 1. Minus 4 pe lângă. Hai să zicem mulțim aici. 4 pe lângă. E în pătrat. Mulțim cele două parte. E în pătrat. E în pătrat. Plus 2M. Plus 2M. Minus 3M. Minus 3M. Și minus 6. Da? Egal cu? 28M. 28M. Minus 28 ori 3. 2 ori 8, 3 ori 8, 24, 4, 4 și 2, 3 ori 2, 6, 2 ori 3, 6, și cu 2, 8. Deci 8, da? 184. De acord? Da. Și egal, echivalent cu, a spune că minus pe lângă. Adică la pătrat și venim 4, e în pătrat. 4, e în pătrat. Minus. Deci vine 4 e în pătrat. Dar eu nu ții 4. Deci vine minus 8. Minus 8 M. Plus, plus 4. 4. Minus. Minus 8 minus 4 e în pătrat. Și aici trebuia să închid paranteza pătrată, da? Deci minus 8 e în pătrat. Minus 4 e în pătrat. Așa. Minus 8 M. Plus... plus 12 M. De fapt, trebuia să zicem 2M și minus 3M face minus M.
2 minus 3 face minus M, ori minus 4 face plus 4 M. Era și redușul ăla. Da. Plus 4 M. Și plus 26 ori 4, 24. Egal cu 28 M minus 84. Și acum, minusul aici de plus 4 M pătrat, minus 4 M pătrat, se reduc. Minus 8 M și cu plus 4 M rămâne minus pe lângă, hai să zic așa, minus pe lângă. Minus 8 M plus 4 M? Minus 8 M plus 4 M, minus 4 M. Minus 4 M. Plus 4 plus 24? 28. Plus 28. 28. Egal cu minus, egal cu 28 M. Minus 84, da? Echivalent cu. Minusul din față schimbă semnul și vine 4 M. 4 M. Plus minus 28 egal cu 28 minus 84. Minus 84. Separăm termenii cu M într-o parte. În parte și rog. 4 M minus M. 28 M, da. Egal cu minus 84 plus 28. Minus 84 și egal cu minus 24 M. Egal cu 84 plus 28. Deci minus 24 e egal cu minus 56. Minus 56. Deci 8 din 14, 6. 2 din, 7, 56. Minus 56. De unde M va fi egal? Egal cu 56. 56 supra 24. Și mai se simplifică printr-un 2. Chiar prin 4, cred că. 4 în 5 odată, 4 în 16, 4 ori. Deci M egal cu, și egal mai departe, cu 14 supra 6. Care mai simplifică prin 2 și face 7 pe 3. Deci, pentru a se realiza această valoare a lui a funcției respective, acest minim maxim de valoare 7, acest maximum de valoare 7, mu trebuie să fie egal cu 7 pe 3. Deci asta se întâmplă dacă și numai dacă m egal cu 7, m egal cu 7 pe 3. Dar m cui trebuia să aparțină? De la minus se fie la 3. Ia să vedem, 7 pe 3 care face 2 și ceva, da? 3 și 2 și 3 în perioadă. Deci 7 pe 3, să zicem și noi, 7 pe 3 aparține lui minus infinit 3. Da? Rezultă că M egal cu 7 pe 3, soluție. Adică dacă înlocuim aici pe M cu 7 pe 3, ne dă, și calculăm valoarea maximului, maximul acela este 7, da? Și am răspuns la problemă. Așa se fac exerciții de acestea. Deci, noutatea, adică noutatea, trebuia să știi ca să poți discuta așa ceva, aceste lucruri. Că funcția de gradul 2, graficul său, este o parabolă, nu? Și că, vorbim de maxim sau minim, funcție de coeficientul lui x pătrat. Când ăsta e pozitiv, avem un minim. Când ăsta e negativ, avem un maxim. Și când auzi că valoarea maximului este atâta, păi deja s-a ascuns în culise faptul că au e negativ și valoarea maximă e minus delta pe 4a. Și de acolo lucrez, se face tot ce trebuie și găsești valoarele sau valoarea respectivă care era cerută în exercițiu. Dar fiindcă tu ai temă pentru mâine, hai să vedem și tema ta. Mă interesează și chestia asta, nu? Că m-am apucat de funcții elementare ca și mi-ai spus tu. Dar important și tema care ai tu. Te rog. A egal cu limită x tinde la 0. A egal. Cum să se calculeze limitele să funcției. Se calculeze limitele funcțiilor, da? Da. A mic. Da.
Se zice. Limită din x tinde la 0. Limită pentru x tinde la 0. Deci limită pentru x tinde la 0 din? Din 5x pătrat plus 6x plus 7. 6x plus 7 egal cu? Păi dacă limita tinde la 0, locul e 0. Așa! Deci dacă eu pe loc locuiești pe x cu 0. De fapt, locuiești orice formă ar avea, să vezi în ce situație te duci, da? Da. Și egal cu? 0 la pătrat. 0, 5, 6, 0, 0, 7, mă spune, să mă referi în timp. Apoi. Așa, punctul B. Limită din x tinde la... Pentru x tinde la... Minus 2. Minus 2 din... Din 3x pătrat plus 5x plus 6. 3x pătrat plus 5x plus 6, da? Și egal cu 3 ori minus 2 la pătrat plus 5 ori minus 2 plus 6. Și egal cu 12 plus, nu, minus 10. 12 minus 10, 10, da? Plus 6. Plus și 6. Egal cu 2 plus, ai 8. Se face? 8. 8, da? 12 plus 6, 18 minus 10, 8. Asta e și limita, da? Inclusiv valoarea funcției în punct. Deci 8 ăsta e, de fapt, f de minus 2, să ne înțelegem. Da. Deci valoarea funcției în punct coincide chiar cu limita. Ce înseamnă? Că te apropii cu x-ul de minus 2, limita numărului la care y-ul converg, deci numărul acela este cât? 8, da? 8, da. Bun. Este chiar valoarea funcției în punct. Mai departe. Limita din x tinde la 3, limită pentru, pentru x, x tinde la 3. 3 din x la 3 minus 2x pătrat plus 6. Plus 6, egal cu? Egal cu 27. Da. Minus 2 ori. Minus, 9, 8, minus 18. Minus 18, plus da. Plus 6. Plus 6, și egal cu? 35 minus 18. 35 minus 18. Și 5 minus 8 e 7, 12, 17. Deci 35. Păi m-a adunat plusul. 27 și 6 fac 13. 33 minus 18 și egal cu 15. 8 din 13, 5, da? 15, corect. Hai să vedem alte chestiuni. D-ul. Limită din... Limită pentru... Limită pentru x tinde la plus infinit. Da, din. Din ce urmează. De aia, da. Hai să zicem. 2009. 2000. Așa, x la 2009. X la 2009. Plus x minus 2. Dăm plus infinit. Sigur că da. Infinit la o putere asta. Infinit plus... Ori infinit, deci face infinit. Da. Și plus infinit ăsta face infinit, da? Da. Altă. Eu, limită... De, pentru... X. X tinde la minus infinit. Din? Din 2009. X la 2009. Plus x minus 2. Tot aceeași? Minus infinit. Dar tot aceeași? Da, a fost acusă la minus. Minus. Minus de plus x minus 2. Și egal mai departe cum? Stai să vedem ce gândim aici. Înlocuiești pe x cu cât cu? Minus infinit. Minus la 2009. Minus, minus infinit pare. Așa. Și minus, minus infinit, infinit plus... ori asta face minus infinit. Minus. Plus minus infinit. Deci minus infinit, minus infinit. Deci face minus infinit, minus infinit. Care face minus infinit. Dar dacă ar fi fost asta plus infinit, făcea plus infinit, minus infinit? Plus cu minus... E o operație fără sens. Deci când ți-ar fi dat plus infinit, minus infinit, nu poți răspuns. Da. Asta ar fi o situație complicată. Alt exercițiu. Limită pentru x tinde la minus infinit. Deci limita. Pentru x tinde?
la minus infinit, da. Din 2x la 5, plus x minus 2. Plus x minus 2, da? Plus 8x minus 2, 8. 8x, da, 8x minus 2. Face. Minus infinit. 2 ori minus infinit la 5. Plus 8 ori minus infinit minus 2. Minus 2. Face. Egal cu 2 ori minus infinit minus infinit. Da, minus infinit. Minus infinit. Da. Minus 2. Face. Minus infinit. Minus infinit. Dar dacă ți-aș fi dat așa. Limită pentru x tinde la minus infinit din 2x la 4, că dăm asta, plus 8x minus 2. Deci 2x la 4 e o altă funcție. Sus a fost 2x la 5, acum am luat plus infinit. Așa. Plus infinit. Deci ar face plus infinit. Da, da, plus infinit. Minus 8. Minus infinit. De 8 ori minus infinit face minus. Minus. Da, e de operație fără sens. Da, păi ce fac aici? E cum să... trebuie să... idei. Cum ți-am spus? Scoatem pe x factor, x la 4 factor forțat. Forțat, da. Deci ne ocupăm. Este o operație fără sens, nu poți răspunde. Să te o iei din nou și lucrezi la ea. Zicem, limită pentru x tinde la, la minus infinit din 2x la 4, la 4 plus 8x minus 2 egal cu limită pentru x tinde la minus infinit din... No, scoatem în factor comun aici x la a patra pe lângă. Deci x la putere cea mai mare, da? Da, x la a patra pe lângă 2. 2 plus, plus 8 supra x, da. La câta? La 2, la 3. La 3, da. Și minus 2 supra x la a? La 4. A, da, la 4. Când ai nimic și tu răspunzi cu x la a patra. Da. Și egal acum cu... ia să văd cât aș obține. Minus infinit la a patra, pe lângă. 2 plus, plus 8 supra infinit, minus infinit, minus infinit, infinit la, la a treia. Minus 2 supra, supra infinit. Da. Și egal cu... minus infinit la a patra, din plus infinit. Infinit, da, plus infinit. Pe lângă 2 plus... 2 plus minus infinit. Ai, cum să fac așa? 8 supra minus infinit face minus infinit. Dar un număr împărțit la infinit, am vorbit de la trecută? A, nu. Cât face un număr împărțit la infinit? Cum nu se poate? Ai o pâine, ai 3 pâine... Da, pâine, da, n-are nimic, n-ai cum să... face 0. Face 0, da. Păi asta e important. Deci asta face 0, plus ăsta face tot 0, și face egal cu infinit ori 2, care îmi face plus infinit. Da. Plus infinit ori 2, place plus, plus infinit. Deci vezi, era operații fără sens. Infinit minus infinit. Dar tu având șmecheria asta, că poți scoate în factor forțat, scapi necaz. Da? Și ai dat răspunsul. Fără nicio emoție. Dacă nu te prinzi de chestia asta, spui infinit minus infinit, până să răsine și nu spui nimic. Bă, da, poți să spui. Știi ce fac Y-ii. Y-ii vor să duce la plus infinit. Pentru că e evitat situația aceea delicată, intrând, de fapt, într-un calcul corect, câtă vreme scos pe x la a patra în factor forța. Da? Altceva. Exercițiul 3. Așa. Să se calculeze. Deci exercițiul 3, care se calculeze. Deci să se calculeze. A, limită pentru x tinde la 16, de la radical din x. Și vine radical din 16, care e 4. Deci limită pentru x tinde la 16, de radical din x. Și
asta înseamnă radical de mișoare. 4. Apoi. Greu. Limită pentru x tind de la 3 din radical din x. Limită pentru x tind de la 3 din radical din x, care face la radical din 3. Eu limită din limită pentru x tind de la 1 din radical din din x de ordinul 3. Din radical de ordinul 3 din x. Din x. Care face? Radical de ordinul 3 din 1. Adică 1. De ori limită pentru x tind de la minus 1 din radical de ordinul 3 din x. Egal cu radical de ordinul 3 din minus 1. Așa. Ali minus 1. Ali minus 1. Când minus 1 la 3, face minus 1, da? Da. Eu limită pentru așa, x tind de la 27. Limită pentru x tind de la 27. E radical de ordinul 3 din x. Face? Radical din 27 care 3. Radical din 20, ori din 3 din 27 care egal cu 3. Da. Limită pentru x tinde la plus infinit din radical din x. Din radical din infinit care infinit. Radical din ce? X tinde la infinit din radical din x. Face radical infinit, face infinit, da? Da. Apoi. E-ul, apropiat de f-ul, așa, limită pentru x tinde la minus infinit din radical din x la 4. Radical din x la 4, da? Și vine radical din minus infinit totul la 4, care dă plus infinit. Deci ar fi radical din radical din x 2, nu? Nu 4. Nu, x la 4. Da, dar radicalul are indice 2. Da, radicalul fără să indice. Da. Așa, indice 2, se înțelege. Deci vine radical din minus infinit la 4. La care dă plus infinit. Pentru că e la radical din plus infinit. Și face plus infinit. Da. Mai am un exercițiu. Da. Tot așa zice să... 5-ul. Să se calculeze. Să se calculeze. Au limită pentru x tind de la 3. Da. Din logaritm în bază 3 din x. Logaritm în baza 3 din x. Și echivalent cu logaritm egal, da, egal cu logaritm în baza 3 din 3, care e 1. Care face 1. Deci, y-ul care sunt generați de logaritmul ăsta, se duc spre 1. Da? Apoi. De o limită din, pentru x, limită pentru x tind de la 3, da, din logaritm în bază 1 pe 3 din x. 1 pe 3 din x egal cu? Egal cu logaritm în bază 1 pe 3 din 3. Da. Era o formulă. Dar nu trebuie să-ți dai formulă. Tu gândești așa cum... 1 pe, îl scrie pe 1 pe 3 la minus 1. Deci pe 1 pe 3, îl scrie ca 3 la minus 1. 3 la minus 1. Deci egal cu logaritm în baza... Logaritm în baza 3 la minus 1. Din 3, din da? 3. Se duce... Ba, dacă minus 1 ar fi fost sus. Da, ce? Da? Hai să lucrăm un pic. Deci tu ai acum greutăți cu logaritm în baza 1 pe 3 din 3. Nu știi cât faci. Da. De regulă, nu-i prea bine să fie baza o fracție. Că dacă ar fi în loc logaritmul dintr-o fracție, te descurca. Adică tu știi așa. Din proprietăți la logaritm, hai să ne notăm, ne amintim. Notăm acolo proprietățile logaritmului.
logaritm în baza a din 1 este egal cu 0. Pentru că a la 0 face 1. Apoi, logaritm în baza a din a face 1, pentru că a la 1 face 1. Da? Apoi, logaritm în baza a din a mare ori b mare, logaritm dintr-un produs, egal cu suma logaritm. Da, logaritm în baza a mic din a mare plus logaritm în baza a mic din b mare. Așa, logaritmul unui produs e suma logaritmului. Apoi, logaritm în baza a mic din a pe b, a pe b, egal cu logaritm în baza a din mic din a mare, împărțit la logaritm în baza minus. Minus. A, da, important. Deci logaritmul unei fracții este egal cu diferența logaritmului. Da. Deci logaritm baza a mic din a mare egal cu logaritm baza a mic din b mare. Deci logaritmul unui produs și suma logaritmelor, logaritmul unui fracție egal cu diferența logaritmelor. Apoi, logaritm în baza a din a la c, dintr-un număr la c, egal cu c, logaritmul baza a din a mare. Deci exponentul este în față, da? Da. Apoi, logaritm în baza a din radical incident dintr-un a mare, deci logaritm baza a mic din radical incident din a mare, este egal cu 1 pe n, 1 pe indice, logaritm baza a mic din a mare. Pentru că radical de ordine din a mare scrie ca a mare la 1 pe n, atunci 1 pe n este în față. Apoi, deci logaritmul unui produs și suma logaritmului, logaritmul unui fracție, diferența logaritmului, logaritmul puterii anuncă exponentul în față. Logaritmul unui radical anunță 1 pe n în fața radicalului. Și mai avem logaritm în baza a din b, trecerea dintr-o bază în alta. Egal cu logaritmul în noua bază care ți-ai propus tu c, să zicem, din b, supra logaritmul în noua bază c, din a. Aceasta e formula de trecere dintr-o bază în alta. Noi am avut acolo, e calculat logaritmul în baza, logaritmul baza 1 pe 3, din 3, așa este? Da. Ei, nu-ți place să fie baza fracției. Ai vrea să fie baza un număr și dintr-o fracție. Când lucrezi dintr-o fracție, înseamnă logaritm de numărător, minus logaritm de numitor. Nu cu baza ai fracției, deci e peste mână. Și atunci îi propune să trecem din baza A, adică din baza 1 pe 3, în la noi, într-o altă bază. În ce bază ar fi convenabil să trec acum? 3. În baza 3, sigur, că tot văd 3, 3, nu știu ce. Deci e egal mai departe cu de indie fracții. Logaritmul nu a bază care ne-am propus noi. 3. Din 3. Din ce era înainte ca argument, din 3, din 3, supra logaritmul baza 9, care ne-am propus-o noi, 3, așa. Din vechea bază, din 1 pe 3. Și egal cu sus e 1. 1, supra. Jos acum e o fracție și poți lucra. Dar vine logaritmul baza 3 din 1. Din 1 pe 3 la minus 1. Nu, din, dintr-o fracție. Ori zici 1 pe 3 la minus 1, cum spui tu. Ori zic, dintr-o fracție, logaritm baza 3 din 1, minus logaritm baza 3 din 3, nu? Da. Și egal cu 1 supra. Și egal cu 1 supra logaritm baza 3 din, da, 1 pe 3 minus, minus 3. Adică logaritm baza 3 din 1 cât face? 1. Cum să fie 1 pe 1? Logaritm baza 3 din 1. Logaritm baza, orice bază din 1? A, e 0. 0. Deci rămâne, vine 0 minus 1. 1. Și egal cu minus 1. Minus 1. Deci răspunsul este asta, minus 1. Da. Ei, dacă am rezolvat această problemă, atunci aici putem continua, egal cu minus 1.
Deci ca să poți să te dezvolți, știi proprietăți, trebuie să faci toată povestea asta. Sigur că există și o proprietate, tot ca o păsăciță a tuturor celor de mai sus arătate, și anume, logaritm în baza A din B, poziționalez, egal cu logaritm în baza A la C, din B la C. Adică ridicăm și baza și exponentul și argumentul la aceeași putere, la aceeași exponent. Și acum să ne întoarcem la ceea care ai avut totul. Am avut-o mai devreme. Logaritm baza 1 pe 3. 3. Este egal cu logaritmul baza 3 la minus 1. 1 pe 3 asta înseamnă 3 la minus 1. Din 3. Da? Și egal mai departe. Conform proprietății astea, ridicăm și pe ăsta de jos și pe ăla de sus la același lucru. Deci va veni logaritmul baza 3 la minus 1 totul la cât ne propunem noi. Și sus, din 3 la cât ne propunem noi. Da. Ei, cât să ne propunem ca să dispară minusul? Dar puterea minus 1. Și una și cealaltă. Și egal cu... Egal cu logaritmul baza 3 la minus 1, totul la minus 1 face 3. Avem baza 3 din 3 la minus 1. Da, 3 la minus 1. Conform unei proprietăți, minusul ăsta... Da, se duce în față. Astăzi face minus 1. Bază 3 din 3, minus 1, plus 1. Ori 1. Ori 1 și dă minus 1. Minus 1. Cât ne-a dat de recuperare la minus 1. Da. Minus 1. Deci așa proprietate interesantă, care te duce mai repede spre rezultat, dacă știi, nu? Da. Bun. Să vă continuăm. A, B, A și B a vrut aici. Următoarea e la fel, numai că e 1 pe 5, o facem acasă. Da? Da. D-ul. Limită din, pentru x tinde la 0, x mai mare ca 0. Cu x mai mare decât 0, adică este vorba de faptul că sunt x și din dreapta. Dreapta, limită, da? Asta este limita la dreapta lui 0, da? Poți să spun egal mai departe cu el de 0. Așa, din logaritm, baza 1 pe 5 din x. 1 pe 5 din x. E echivalent cu logaritmul în baza 1 pe 3 din 0. Din baza 1 pe 1 pe 3 din 0. Deci, 1 pe 5, 5 da. Din 0. Deci logaritmul în baza 1 pe 5 din 0. 0 pozitiv. Da. Punem 0 pozitiv. E 1. Din 1 face 0. A, din 1 face 0. Dar din 0 e o problemă. Deci e o problemă aici cu logaritmul ăsta. Pentru asta ar trebui să ne vedem funcția următoare, f de x egal cu logaritm baza 1 pe 5, cum avem acolo, logaritm baza 1 pe 5 din x. Și să vedem cam ce se întâmplă cu y-ii care sunt furnizați de logaritmul ăsta. Urmând ca să luăm șirul de x care se apropie de 0 din dreapta și să constatăm despre y. Deci, pentru asta, întocmim un tabel de valori. X-ii care vin de data asta de la 0 acolo, logaritmul nu există decât pentru numere pozitive. Deci nu poți să dai logaritm într-o bază dintr-un număr negativ. E limită la dreapta. Nu numai că limită la dreapta, dar nu există el, nu poate furniza. Așa cum radicalul de ordin par nu poate lucra din numere negative. Trebuie să-i asigur numere pozitive. Deci aici, dacă ar fi să vorbim, F e definită pe el plus stea, fără 0, cu valori din el. Deci, domeniul definiției este mulțimea numărilor reale pozitive. Așa că în tabelul de valori nu am ce căuta cu x negativi. Că lor nu le pot găsi imagini. Rămân numai cu x de la 0 încolo, fără 0. Am să le iau pe 1. Cât este f de minus 1? F de 1. F de 1 egal cu?
logaritm baza 1 pe 5 din 1. Care face? Logaritm baza minus 5. Dar logaritmul în orice bază, indiferent ce bază pui din 1 cât este. A, era 0. 0, măi, formula rapid. Deci pentru 1 este 0. 0. Pentru x egal cu 5. Cât este pentru x egal cu 5? Logaritmul bază... Deci f de 5, zicem. Egal cu 1. Logaritmul bază 1 pe 5 din 5. Logaritm baza 1 pe 5 din 5. Care am văzut șmecheria, care înseamnă logaritm baza 5 la minus 1 din 5. Nu? Că 1 pe 5 la, 5 la minus 1. Da. Și egal mai departe, ridicăm și una și cealaltă la puterea minus 1. Și va face logaritm baza aici jos fiind 5. Da. Din 5 la minus 1. Nu? Și minus 1 iese în față. Minus 1 logaritm baza. Ai minus 1 ori 1, minus 1. Minus 1. Deci răspunsul corect este în dreptul 5, e minus 1. Hai să vedem din 25. Minusul e 25. Logaritm baza 1 pe 5 din 25. Și egal cu logaritm baza 5 la minus 1 din 5. E egal cu logaritm din 25, pardon, la minus 1, pardon, vine așa, logaritm în bază 1 pe... Deci f de 25 este egal cu logaritm în bază 1 pe 5 din 25, 1 pe 5 din 25, care înseamnă egal cu... Logaritmul baza 5 la minus 1 din 25 din 5 la a doua, poți să spui? Din 5 la a doua. Și egal mai departe cu 2 ies în față. 2 logaritmul baza 5 la minus 1 din 5. 5. Și l-am mai făcut aici. Da. Nu, dar asta minus 1. Minus 1. Și vine 2 ori minus 1. 2 ori minus 1 și facem minus 2. Deci în timp ce x-ul devine 25, y-ul care apare ca imagine este minus 2. Da. Sigur că sunt mulți x la 5 la 25. Fracții și frămâne parte, numeri decimali. Și ori dai y și toți scopriși între minus 1 și minus 2. E alte valori, da? Între minus 1 și minus 2. Hai să dăm lui x valoarea 1 pe 5. Deci pentru x egal cu 1 pe 5. Rezultă că y cu care va fi furnizat e 1. Logaritm baza 1 pe 5 din 1 pe 5. Ce înseamnă x egal cu 1 pe 5? Că întregul ăsta îl împarte în câte bucăți? În 5 părți, nu? Da. 1, 2, 3, 4 și 5. Și, 5. Și eu numai o cincime eu. Da. Deci în timpul care x este o cincime, y-ul care apare e 1, nu? Deci la o cincime, y-ul e 1. Da. Adică o să încerc acum să construiesc la o cincime, rezultă 1. Deci când e o cincime, e 1. Când este cincimea asta se împarte în 5. Deci la rând se împarte în 5, în total 1 a fost împărțit fiecare în 5, 5, 5, 5, de 5 ori, 25. Deci acum aș face 1 pe 25. 1 pe 25 ce-i corespunde? 1 pe 25 e mai mic. Da. Că, să înțelegi. Că l-am împărțit-o în 5, pe aici undeva este. Cât este imaginea lui 1 pe 25? F de 1 pe 25. Ia să facem. F de 1 supra 25 egal cu logaritmul baza 1 pe 5 din 1 pe 25. Și ar face cât? Egal cu logaritmul în baza 5 la minus 1. Așa vine? Da. Din 1 pe 25. Adică 1 pe 5 la 2, 5 la minus 2. Da.
5 la minus 2. Și acum să ridicăm și pe una și pe alta la minus 1. Deci pe asta la minus 1 și pe asta la minus 1, ca să scăpăm. E egal cu logaritmul baza 5 din 5 la 2. 2 este în față. 2 ori 1. Și egal cu 2. Deci imaginea 1 pe 25 este 2. Acum o cincime de aceea micuță s-o împarte iarăși în 5. Și vine 25 ori 5, cât e 6? 17 metri. 17 metri, ne oprim dată. Da? Ar vine 1 pe 125. Deci să fac acum imaginea lui 1 pe 125. Va fi 3. 3, da, pentru... Da? Că e 25, 125 e 5 la 3, deci va fi 3. Da. Imaginea lui 1 pe 625. Va fi 4. Va fi 4. Cu cât mă apropii de 0, dinspre dreapta, aici este 0 undeva și tot din ce în ce ăștia sunt pozitivi și cresc. Da. Când m-am îndreptat de foarte mult, îți dai seama, 1 pe 625 nici nu pot reprezenta cu creta acolo. Da? Dar, și așa mai departe, de 625 ori 5, din ce în ce mai, nu se termină niciodată. Șirul ăsta se apropie din ce în ce mai mult de 0, dar nu pot să știu. Ce observ? Cu cât te apropii de 0, Y-ii care apar sunt totdeauna numere pozitive și cresc ușor, ușor. Cresc, da? Dar cresc. 1, 2, 3, 4, 5 sunt număr până la infinit. Da? Deci, dacă ar fi să reprezint graficul, ar face așa. Tabelul de valori. Așa ar părea. Deci, când e 1, cât este 1? 0, da? Când e o cincime, e 1. Deci cu cât mă apropii de X și de 0, Y și sunt din ce ce mai mult, mai mari. Și uite, așa apare graficul funcției. Da, deci este o așa, o formă de asta, o curbă de așa, fără să spun că e parabolă, fără... Ea se apropie din ce în ce mai mult de axa Y-ilor. Dar unde tinde să fie să suprapună, să atingă, să o atingă? Când X-ul se apropie foarte mult de 0. Deci, cât este logaritmul baza 1 pe 5 din 0 pozitiv, sau limita asta la dreapta lui 0, este egal cu plus infinit. Că Y-ii s-a dus din ce mai mult. Da? E, așa trebuie a făcut ca să înțelegi bine ce se întâmplă. Altfel, e mecanică chestia asta. Da? Și nu avem nicio... Ce am făcut așa ca idee astăzi? Limite de funcție. Am recapitulat funcție. Așa, funcții elementare. De gradul întâi. Si. Elementare. Aici am discutat despre funcția de gradul 1, funcția de gradul 2. De gradul 3. Funcția de grad 2. Și pe urmă am făcut și exerciții în legătură cu acestea și pe urmă am trecut la a doua chestiune, limite de funcții, da? Limite de funcții. De funcții. Asta ar fi sinteza pentru cele două ore. Ne oprim aici. La revedere, dragilor. Da? Ștefan, cât demontez eu toată chestia asta.